Mă numesc Romeo, sunt agent în cadrul unei instituții secrete ce se ocupă de investigarea filmului oculte. Am fost trimis aici să investighez activitatea unui curs satanist. Nu cunosc obiectivele misiunii, dar am persoane de contact ce mă vor îndruma. Oricum, nimic nu mă poate pe ceea ce se întâmplă aici. Aceasta e povestea mea. Curătoria mea. Bună ziua, fiți amabil! Sunt un turist mai excentric și aș dori să vă cer informații despre culturile urbane după aici. Păi, ce ați dori să știți, domnule? Aș dori să știu despre cultul întunecat. Păi, de ce ați dori să știți asta? Te-aș sfătui să te întoarci din drum, să nu mai întrebi pe nimeni despre asta. Sataniștii ăia sunt peste tot și ne temem pentru viețile noastre. Vă asigur că pot să-mi port de grijă. Îmi cer scuze, sunt cam grăbit. Se pare că va fi mai mult decât o investigație de rutină. Bună ziua, mă scuzați, cam și eu numărul 14. Nu stau pe strada asta. Îmi cer scuze, mulțumesc oricum. O, să trăiți, bine ați venit! Tocmai m-a sunat șefii tăi să-mi spună că vii. Te rog, intră, scuză derajul. Vă rog, luați loc pe canapea, eu stau pe scaun. Vă mulțumesc pentru ospitalitate. Vă servesc cu o tărie ceva? Nu, mulțumesc, încerc să mă mențin vigilent. Aș prefera să schimb un pahar cu apă. Bun, și cu ce ocazie în orașul ăsta am puțit? Am fost trimis să investigez activitatea culturii întunecat și să adun diverse date. Ești aici să-i opresc sau doar să culegi informații? De păcate, superiorii mei mi-au furnizat obiective concrete. Progresul investigației depinde doar de mine. Prioritare sunt persoanele precum dumneata. Înțeleg. Sper că nu ești pentru o unealtă de care se pot lipsi. Pentru un străin, a vine și a încercat să demaște activitatea cultului e un fel de sinucidere curată. Am rude în instituție care spuneau că tipii ăia au metodele lor. Într-un fel te compătimesc că ți-au dat misiunea asta. Vorbește lumea. Sunt în instituție de 4 ani, am participat la diverse misiuni. Nu e chiar așa. Bun, cam asta ar fi tot. Nu pot să-ți furnizez mai multe informații decât să te îndrumi spre următoarele persoane. Îmi pare rău. În curând voi pleca. Păi atunci vă mulțumesc pentru ospitalitate și pentru informații și eu acum voi pleca. Aveți grijă ce și cu cine vorbiți, că nimeni nu e ceea ce pare. Păi atunci vă mulțumesc încă o dată și nu am nevoie să mă învățesc când mă descurc. Uite-l bă, pe curiosul ăla de adineară, hai să rupem capul! Uite mă ce speriat e, o să mori! Ce facem băiesc cu el? Îi spargem capul!
Hai bă să-l omorâm. Du-te acolo! Hei, ai un foc? Ah, salut! Da, s-ar putea să am. Stai puțin să mă caut. Am găsit. Poftim. Aaaa, păca mea și... Mamă, ce dracu m-am băgat.